Bună seara și bine v-am regăsit la o ediție specială a emisiunii În Profunzime. Invitatul nostru din această seară este primarul ales, domnul Ion Ceban. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mersi de invitație! Gustul victoriei? N-am reușit nimic să simțim în acest sens. Am fost toată ziua ocupați, de dormit nu prea am dormit. Așa. Mai fost la alte televiziuni? Da, sunteți în cursă contra cronometru peste tot, da? Așa, mi s-a făcut agenda, o încerc să o urmez. Sper ca agenda să fie așa tot timpul și să răspundeți invitațiilor, pentru că știți că sunt unii oameni care odată ajungi în funcții, uită că trebuie să vină, să răspundă din când în când la întrebări. Sper că nu veți face parte din această categorie. Eu chiar vreau să am o relație foarte bună cu presa și sunt primul interesat în acest sens. Așa sună la început toate declarațiile. Dar să fiu sinceră, mai toți uită de aceste declarații. Iar eu mi-am propus, de ce am ne-am gândit să luăm această oră din programul obișnuit și să facem această ediție specială, pentru că vrem ca această ediție specială să fie kilometru zero în relația cu primarul Ion Ceban. Cu mare drag. Și de aici încolo începe cronometrarea și să vedem ce anume se reușește și ce nu. Din acest motiv m-am gândit că în această seară trebuie să ne întâlnim, pentru că noi ne-am văzut la dezbateri, am auzit declarații frumoase, am auzit promisiuni frumoase, ne dorim cu toții un oraș care să arate cât de cât civilizat. Înțelegem că nu putem peste noapte să avem toate străzile reparate, să avem grădinițe, școli, spitale și așa mai departe, sau transport public civilizat. Dar totuși, haideți să vedem ce vă propuneți și ce reușiți în acest mandat de 4 ani. În primul rând, vreau să vă întreb de ce credeți că de această dată ați câștigat, dat fiind faptul că și aseară discutam că niciodată stânga nu a câștigat în oraș. Spuneați că nu e stânga și nu e dreapta. Ba, este și stânga și dreapta. De această dată lucrurile au stat altfel. De ce? Eu cred că oamenii, și aici vreau să le mulțumesc absolut tuturor celor care au participat la aceste alegeri și celor care mi-au acordat acest vot de încredere. Eu vreau să zic că nu voi dezamăgi. Eu voi face tot posibilul ca lucrurile să se întâmple în cel mai scurt timp. Bine făcute. De ce? Probabil că locuitorii municipiului vor rezolva problemele care sunt. Ele sunt foarte multe. Și aici chiar, dacă vorbim despre opțiunile politice a oamenilor, ele sunt diferite, dar problemele sunt aceleași pentru toată lumea. Mergem în același transport public, mergem pe aceleași drumuri, cum ați spus și dumneavoastră. Păi, da. Nu avem aceleași parcări, la aceleași grădinițe copiii ne ducem, în același bloc stăm și... Pentru cei de acasă trebuie să precizez că ați pierdut doar în Ciocana, din municipiul Chișinău. În restul sectoarelor ați obținut un scor mai bun decât Andrei Năstase. Dar, spre surprinderea multora, ați câștigat și în suburbii. Sunt Budești, Stăuceni, Cricova, Vadului Vodă, Vatra. Aici este și surpriza, pentru că de regulă în suburbii câștiga dreapta. Adevărat, oamenii au obosit și de scrutine, oamenii nu mai înțeleg dacă stânga și dreapta sus s-au unit, de ce ar mai fi miza atât de mare pentru Chișinău, înseamnă că undeva s-au mai diluat lucrurile. Totuși, ne tot spuneți că veți fi primarul tuturor, inclusiv al unioniștilor, înțeleg. Toți trăim în același oraș. Așa, deci nu aveți o problemă. Acum explicați-mi și mie ce înseamnă primarul tuturor. Pentru că fac o paralelă și domnul Dodon a spus că va fi președintele tuturor, dar iată că i-a alungat pe unioniști la un moment dat, a spus că el dacă va veni, va face, îi va alunga, îi va... așa mai departe. Ce înseamnă a fi primarul tuturor? Instituția prezidențială, totuși, ea este foarte politizată. Vreau să înțelegem acest lucru. Președintele statului spune chestiuni cu caracter politic și asta este și mandatul său până la urmă. Iar primarul, dezbina, nu, cu siguranță. Iar primarul municipiului are de lucru cu țevile, cu canalizarea, cu
drumurile adică cu... excludeți totalmente politica pentru următorii știți, patroni. Noi foarte, foarte mult timp am fost dezbinați și eu cred că în mod intenționat s-a făcut acest lucru. Eu nu-mi doresc, eu vreau ca să lucrăm toți împreună și să muncim ca orașul nostru, suburbiile noastre să arate mai bine, cu mult mai bine decât este astăzi. Păi, tocmai acum, puțin timp în urmă, ați făcut deja o declarație care că primăria nu va accepta marșurile LGBT. Ați fost la colegul Gonța și ați făcut această declarație. M-am întrebat despre acest lucru. Ați eu am vorbit și în campanie, părți, am văzut, da? Și în alte contexte am vorbit despre subiectul dat. Am zis că este important ca să fie acceptată și poziția majorității în acest sens. Pentru că dacă întrebați pe cineva pe stradă acum, probabil că sunt unele lucruri care... Da, dar este o lege care acordă drepturi la... Eu legile le voi respecta. Iar în ceea ce țin mijlocii de activitate la primărie, veți vedea acest lucru foarte curând. Așa. Deci interzicerea acestui marș nu înseamnă o ilegalitate. N-am zis interzicere, nu există concept juridic în acest adică sens. Autorizat sau nu autorizat, da, trebuie să nu vedem autorizeze. Unde sunt limitele legale în această privință. Da. Mai departe, la fel, voiam să întreb, încă un lucru am văzut astăzi de declarație, toată lumea v-a întrebat, v-a felicitat sau nu Andrei Năstase? Ați spus că l-ați sunat, dar nu v-a răspuns. Acum, eu n-am înțeles de ce l-ați sunat. Ca să îl rugați să vă felicite sau de ce l-am sunat? Eu l-am sunat. Să-l compătimiți sau de ce? Am vrut să discutăm pentru că și-am sunat-o și pe doamna Sandu și dumneavoastră a revenit, dar eram la emisiune și n-am mai reușit să vorbim. Știu că au o ședință acum la... După amiază. Da, de la ora 5 au avut o ședință și probabil că încă nu s-a finalizat. Eu am avut întâlnire astăzi cu mai mulți deputați din blocul acum. Am spus cum văd eu lucrurile, că ar fi bine poate să se întâmple. Și... urmează să discute ei între ei și să vină cu un răspuns, probabil mâine. Cu doamna Sandu am vrut să fixăm o întrevedere pe săptămâna aceasta, că sunt mai multe chestiuni, inclusiv pregătirea către sezonul de iarnă, poate mega proiectele pe care le văd eu pentru Chișinău, să aflu și opinia dumneei care este în această privință, de exemplu, șoseaua de centură. Totodată, cât n-ar părea de banal, tot a sunat la o altă emisiune televizată în faptul că avem din grabă și Revelionul și perioada rece, trebuie să vedem ce facem acolo. Plus mai avem unele transferuri de la guvern care trebuie să se realizeze, în special pe domeniul educațional, ca să nu avem careva perturbări în acest sens. Sunt mai multe lucruri pe care urmează să le discutăm. Iar cu domnul Năstase am vrut să vedem dacă putem continua colaborarea la nivel... Nici nu-l lăsați să-și revină... Păi bine, am zis că lucrurile în Chișinău n-ar trebui să aștepte. Ca să fiu foarte sincer, astăzi avem nevoie să aprobăm compensațiile pentru perioada rece anului, regulamentul. Eu îl văd un pic debirocratizat ca să nu punem oamenii ăștia care sunt și așa chinuiți să aducă tot felul de documente. Înțeleg că va fi mai complicat la prima etapă, dar trebuie să-l aprobăm ca să nu existe aceste perturbări. Oamenii deja trebuie să ridice aceste compensații, dar încă nu este posibil. Oricum, dumneavoastră așteptați validarea legilor. Sigur că da. Da, Consiliul se poate întruni și fără dar acum, apropo, situația este foarte curioasă la primărie. Avem un primar ales, avem un primar în exercițiu, domnul Năstase, care nu mai înțeleg, e ministru de interne sau e primar ales până la urmă. Dumnealui unde a fost astăzi la muncă? La Ministerul de Interne sau la... Înțeleg că nu, colegii nu l-au găsit ca să... Dar mai avem încă... Nu, un primar interimar care deja nu mai are dreptul să mai semneze nimic de la decizia Curții de Apel. E o situație foarte interesantă. Trei primari și, de fapt, niciunul, da? Eu cred că de curs de 3-4 zile cel mult o să se va finaliza acest lucru cu procedurile juridice. Iată că m-a mai întrebat cineva dacă am să merg la primărie. Am să merg la primărie atunci când o să fie validat mandatul. Da. De exemplu, aseară ați făcut o declarație foarte hotărâtă cu privire la coaliție. Haideți să o vedem, e câteva secunde. Până miercuri voi face coaliție. Da? De unde e această încredere? Știu. Și cum arată? Cu cine? Știu capacitățile mele. Azi e luni. Așa? Mai aveți 48 de ore. M-ați întrebat ce am făcut și de ce am sunat.
Așa. A fost propunerea pe care am anunțat-o și în conferință de presă, că mi-aș dori să repartizăm aceste responsabilități. Avem o agendă foarte interesantă pe cei ce ținem de activitatea anticorupție în primărie, relațiile cu suburbiile, investițiile. Am propus să existe doi viceprimari din partea blocului acum, un președinte de Consiliu pentru a balansa raportul puterea executivă a puterea legislativă cu statut permanent. Asta înseamnă să schimbăm legea în Parlament și putem să ne permitem acest lucru. Așa cum a fost până... Da? Până în 2011. Așa a fost până în 2011, da. Corect. Și, în mod normal, să avem o agendă foarte clară, pe proiecte foarte clare. Dar aseară când a spus până miercuri, asta a fost doar punctul dumneavoastră de vedere sau v-ați bazat pe ceva? Pentru că miercuri... Bine, eu m-am bazat pe faptul că noi am avut înțelegere practic mai în toate raioanele. V-am zis, până vineri a fost o situație mai mult sau mai puțin clară pe 25 de raioane. De asta m-am bazat și sunt ferm. Eu nu văd de ce ar trebui să fie, să existe o altă configurație. Dar rămâne să decide cei de la blocul acum, evident. Eu voi lucra cu fiecare consilier în această privință. Așa, dar noi avem două reacții de la platforma DA, una de la PAS și una de la platforma DA, da? De la blocul acum. Haideți să vedem, sunt foarte scurte. Primăria să-și asume guvernarea. Proiecte bune vor fi discutate, vor fi, nu cred că Consiliul nu va acorda sprijinul. Nu văd necesitatea coaliției în Consiliul Municipal și nu văd cum noi putem să ne asumăm împreună cu Ion Ciban administrarea orașului. Nu avem o răspuns încă la această întrebare. Urmează să discutăm în partid și în următoarele zile o să venim cu un răspuns. Da, adică nu e chiar așa de simplu și nu e chiar atât de sigur. Am vorbit și în campanie. E cea mai logică și cea mai corectă abordare care poate să existe. Nu este vorba de asumat sau neasumat unele chestiuni. Noi toți am mers și am promis oamenilor că vom rezolva problemele lor. Solicitarea mea a fost că haideți să ne așezăm, luăm proiectele voastre bune, proiectele noastre bune, le-am pus pe foaie, ne-am uitat peste buget, ne-am uitat peste surse, și fiecare cu responsabilitățile lui în această privință. Eu cred că așa este corect. Oamenii așteaptă de la noi rezolvarea problemelor azi și acum, nu peste o lună de zile sau proiecte bune, pentru că orice chestiune caracteră situativ în Consiliu. Eu v-am dat exemplu. Să presupunem că am avut achiziții publice electronice implementate, un proiect pe care l-am propus eu și fracțiunea pe care o reprezentam. A fost aprobat într-o configurație situativă, cu 26 de mandate. Dar, la fel, într-o configurație situativă, anul acesta a fost anulat, acum câteva luni. Deși a funcționat și a funcționat foarte bine. Iată, angajamentele, când le-am pus pe foaie și am zis oamenilor, uitați-vă ce rezultate o să furnizăm, este angajamentul nostru comun. Mai ales că dacă avem coaliția la nivel... Dar, în primul rând, este angajamentul dumneavoastră, domnule Ceban, pentru că dumneavoastră în campania electorală ați promis, iar cei care v-au votat cu gândul că veți veni și veți face. Acum, dacă o să veniți și o să ne spuneți că nu aveți coaliție sau că nu aveți sprijin politic sau bani sau nu știu ce... Domnul Bogza, eu am să mă clarific. Credeți-mă, cu 17 permanent, pentru că eram 19, dar două persoane, practic, erau permanent plecate peste hotare. Și una dintre aceste două era și în concediu de maternitate ultima perioadă. Am reușit să punem o agendă importantă și a fost votată și de Partidul Liberal și de Partidul Popular European și de mulți alții. Da. V-am zis, de la studenților, da, parcuri, infrastructura. Este important. Dumneavoastră vă grăbiți, nu eu, așa că propun să mergem mai departe. Nu, vă zic că o să gestionez situația. Aveți nevoie de 4 voturi pentru coaliție, pentru o coaliție șubredă, pentru că bine ar fi să aveți 27, nu numai 26. Dar să zicem că 4 voturi. Spuneați astăzi despre consilieri doar cu cei care sunt integri, dar care nu ar fi integri în Consiliul Municipal? Cei care sunt învinuiți din dosare penale sau sunt implicați în proces penal. Păi, de exemplu, care ar fi? Eu nu știu, nu este știu... Este doar unul la această etapă. Doar unul? Da. Cine este? Domnul Chirtoacă. A, domnul Dorin Chirtoacă.
Am înțeles. Bine, înseamnă că n-aveți o problemă cu consilierii din partidul Șor, n-aveți o problemă cu... Eu reiterez ceea ce am zis. Oamenii m-au votat pe mine și au votat și pe ei, pe toți, ca să rezolvăm aceste probleme. Eu voi face tot posibilul ca problemele și soluțiile pe care le-am propus în programul meu electoral să fie rezolvate. Și eu mă voi descurca, nu voi da vina pe nimeni. Da. Acum mergem un pic mai departe, pentru că ați spus mai devreme că propuneți două funcții de viceprimari să le dați celor de la acum. Despre asta am vorbit în campanie. Nu funcție, responsabilități. Da. Niște șefi de direcții, poate șefii direcții numai concurs. La concurs. La concurs. Ne amintim. Ia haideți să vedem repede ce ați spus ca să nu interpretăm. După ce criterii vă veți desemna șefii de direcții și viceprimarii? Aici avem nevoie de concurs. Punct. Nimic altceva. Oameni din stradă sau prieteni dragi sau prieteni de partid, nu. Viceprimarii sunt mai mult persoane de încredere, dacă vreți, a primarului. Iar eu mi-am propus să împărțim responsabilitățile cu blocul acum. Eu am zis că sunt gata să distribuim aceste funcții 2-2. Putem să avem o abordare mai largă, că am zis că ar fi foarte bine să participe și domnul Chironda și domnul Țicu și ceilalți care sunt integri, care nu au probleme de integritate. Am văzut ce ați spus. Corect. Concurs pentru șef de direcții. Nu pot să nu mă întreb. Mama dumneavoastră, care a fost șefă de direcție asistență socială, mulți ani în capitală, poate participa la acest concurs? Domnii nu va participa, dar să știți că din toți șefii direcții la acea etapă era singura numită în bază de concurs. Dumnezeu nu va participa. Nu. Așa. Țicu Chironda, ați vorbit cu ei? Acum? Cu Chironda astăzi? Am vorbit, nu astăzi, am vorbit cu domnul Chironda o săptămână în urmă. O să urmează, mă voi întâlni cu fiecare. Eu, din câte înțeleg, domnul Țicu totuși nu va rămâne în Consiliul Municipal, este domnul Pântea, noi ne cunoaștem de mai mult timp. Sper să găsim limba comună. Așa, nu, pentru viceprimari mă gândeam, poate v-ați consultat. Pe... Nu m-am consultat încă. Vreau să vedem care o să fie reacția, pentru că primii la care și era normal să mergem sunt cei de la blocul acum. Da, spuneam că această emisiune este kilometrul zero în relația cu dumneavoastră și de aceea sunt câteva subiecte mari pe care le-am discutat la dezbateri. Eu nu voi lua mult timp pentru ca să ne amintim doar ideile. Ați anunțat drept prioritate, top 3, lupta împotriva corupției. Haideți să ne amintim scurt ce a fost atunci. Ce măsuri concrete, clare, veți lua pentru a lupta împotriva corupției? Unde se fură cel mai mult și este constatat și de Curtea de Conturi, deci relațiile funciare, pământuri plus arenda. Aici trebuie să avem licitații cu strigare, licitații publică. Nici într-un caz înstrăinarea terenului nu trebuie să fie efectuată în Consiliul Municipal Chișinău sau prin alte metode. Noi am propus proiectul de licitații publice electronice, ghișeu unic electronic, automatizat, în baza unor criterii, documentele s-au depus, documentele s-au luat, fără ca mâna omului să se atingă de aceste lucruri. Următorul lucru ar fi documentul electronic. Eu îmi propun o primărie tehnologizată și digitalizată. În cât timp implementați la primărie ghișeul unic? Eu mi-am propus ca acest lucru să existe la 1 ianuarie 2021. Ne-am amintit. Susțin ce am spus. Susțineți. Tot, și da, totul rămâne în vigoare. Absolut. Și deci la 1 ianuarie 2021 vă găsim după Revelion, batem la ușa primăriei și vă întrebăm, unde este ghișeul unic? Va fi mai devreme decât atunci. Deci va fi acest ghișeu unic pe care îl așteptăm deja, vă spuneam, și la dezbatere. Va fi, am discutat chiar și astăzi cu mai multe persoane care pricep foarte bine, atât în domeniul informatic cât și în domeniul de servicii publice, cum ar fi să fie integrate aceste lucruri. Eu știu ce am spus și voi respecta aceste Așa. Angajamente. Documentul electronic la fel este un lucru pe care, care ar salva fiecare cetățean care intră în relație cu primăria, ar putea să acceseze un site și să vadă unde se află, da, documentul pe care îl așteaptă, cu răspunsuri de la primărie. Acest lucru, când îl vom vedea? Exact. Deci, ce trebuie să facem? Unu, proiectarea sistemului. Da. Doi, deja implementarea unor aplicații concrete. Eu vreau să vă zic că deja am discutat cu mai multe persoane care pot să ne conecteze la platforma ArcGIS, este da. ESRI,
care în principiu deja funcționează în alte părți. Doar că trebuie să adaptăm aceste module la nivelul Chișinăului. Și pentru asta e nevoie de aprobarea Consiliului Municipal? Pentru tot este nevoie de aprobarea Consiliului Municipal, pentru că sunt alocate surse financiare. Tot ce ține de alocarea surselor financiare, anterior erau și chestiunile funciare, dar deja din septembrie, și am zis, pe acele licitații care au fost realizate în luna septembrie, dacă le făcea, cum s-a desfășurat anterior, în primărie, nemijlocit, înstrăinarea terenurilor la prețul normativ sau oricare altă istorie, am fi avut încasări de 80.000 de lei. Da, asta. Dar acum avem 20 de milioane de lei, pentru că se fac licitații publice. Da. Licitația cu strigare publică va fi un lucru care se va introduce de când? Deja funcționează, din septembrie. Așa. Da. Și va funcționa și nu, va funcționa. Nu se va renunța? Nu, absolut nu. Ca să știți că atunci când am vorbit despre faptul că cu participarea noastră sau a mea nemijlocit n-a fost înstrăinat niciun teren, eu reiterez. Așa. În 4 ani de zile nu a existat teren și în permanență am spus că aceste lucruri trebuie să fie făcute prin licitații și nu trebuie să decidă consilierii asupra... Da, deci vom avea licitație cu strigare publică, da, și ghișeu unic 1 ianuarie 2021 cel târziu. Și documentul electronic tot atunci? Ca să înțelegeți, documentul electronic e o chestiune un pic mai amplă. Noi putem să implementăm module diferite la etape diferite. De exemplu, aplicația City Report, despre care spunem că ea este gata în principiu. Noi am putea să o punem și în 2 luni de zile. Asta este un modul. În ceea ce ține de documentele care circulă în primărie, în interiorul, nu doar în relația cu locuitori. Da. Acolo sunt procese care trebuie să optimizate, care trebuie să automatizate. Uh-huh. Sunt procese mai ample. Uh-huh. Ar dura mai mult în timp. Așa. Dacă, ar dura mai mult, adică cam cât? Că odată ce ați propus asta, exemplu, înseamnă că v-ați gândit. City Report, asta, raportarea problemelor și respectiv distribuirea acestor probleme în interiorul direcțiilor sau subdiviziunilor primăriei, întreprinderilor municipale, o putem face cel mult în 3 luni de zile. Să ne conectăm la aplicații existente deja. Alte aplicații care pot fi parte a procesului de automatizare și digitalizare a primăriei, le putem în timp... Dar în mandatul modele dumneavoastră, da, se va face. O să fie toată primăria electronică. Da, ok. Revenirea la poliția comunitară. N-am avut timp la dezbateri ca să vorbim despre asta. Era cândva poliția municipală. Da. Ne amintim acea perioadă. Ulterior, ea a trecut în subordinea Ministerului de Interne doar și a ieșit din subordinea primăriei. Asta... La asta vă gândiți sau e altceva? E ceva, cum spuneți dumneavoastră, am avea nevoie de 50 de persoane minimum pe sector care ar face parte din această gardă nemijlocită, poliția comunitară. Și pentru asta e nevoie de modificarea legislației? Pentru asta e nevoie de modificarea legislației. Așa, este un alt lucru pe care mi-aș fi dorit să-l discutăm cu domnul Năstase și doamna Sandu. Așa. Pentru că e o practică foarte des întâlnită peste tot. În special este un standard UE la acest capitol. Poliția comunitară funcționează. Și a reușit de subordinea Ministrului de Interne această, sau ar fi integrată în Ministerul de Interne, dar banii ar veni de la sunt bani publici locali, da? Pentru... Este vorba despre 8 milioane lei, dar ca să cerem ceva de la aceste persoane, trebuie să vedem toată fișa de post, obligațiunile funcționale, ceea ce vă ziceam, că avem nevoie de reglementări speciale. Astăzi stă mașina parcată în regulamentar, nu se intervine. Sunt probleme în curțile blocurilor locuite, în cartiere, nu se intervine. Deci sau se intervine foarte greu. Această diviziune ar primi instrucțiuni foarte clare, da? Și polițiștii vor ști ce au de făcut, exact, și vor putea acționa. Da. Așa fac ei peste tot în lume. Da. Acum trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem ca să vedem despre ce clădiri ați vorbit în timpul campaniei că urmează a fi demolate. Publicitate. Continuăm discuția. Vorbeam înainte de pauză că mai aveam o întrebare. Ați făcut o declarație la dezbateri. Ați spus că primul lucru pe care îl veți face va fi să demolați 3 clădiri din spațiul verde și i-ați spus lui Andrei Năstase aici de față că
Ar putea chiar intenta dosar penal împotriva dumneavoastră, dar acest lucru îl veți face. Care sunt acele trei clădiri? Haideți să le luăm etapizat. Am zis că atunci când voi veni la primărie, îmi propun o discuție foarte sinceră cu cei din domeniul construcțiilor. Când m-am referit la construcțiile în zonele spațiilor verzi, m-am referit la trei construcții neautorizate. Ele sunt identificate, dar vreau să știți și dumneavoastră. Cine sunt? Care sunt? Ele sunt foarte multe. Nu, alea trei despre care spun. Stop! Vedem imaginile. Construcțiile legale rămân sau nu? În prima lună voi demola trei construcții în spațiile zonelor verzi. Eu voi demola. Le luăm pe rând. În prima lună voi demola trei construcții în spațiul. Le luăm pe rând, dacă îmi permiteți. Eu le voi demola. Spuneți care sunt. Le luăm pe rând. Primul lucru. Săptămâna trecută a parvenit tot pachetul de documente pe ceea ce trebuie să reglementăm în domeniul construcțiilor. Un lucru care a fost făcut de colegul nostru, Vladimir Bolea de la PAS, care este conducătorul grupului de lucru pe ceea ce ține nemijlocit de construcții neautorizate în municipiul Despre Chișinău. Despre asta am vorbit la dezbatere. Nu. Eu vreau ține ca să minte. Eu vreau ca să fie clar. Îmi permiteți, vă rog, să finalizez gândul. Deci, acolo este un pachet foarte mare de legi. Ce trebuie noi să modificăm ca să nu ni se mai întâmple? Da. Unu. Da? Da. Eu foarte mult sper că Parlamentul își rea activitatea în două săptămâni de zile și noi putem spune pe da. Rol aceste proiecte de Care lege. Sunt cele două. Trei construcții? O să le aflați cu timp. Nu. Atunci asta nu este serios. Ba da, este serios. Păi cum? Dar n-ați spus în prima lună și vorbiți despre trei construcții foarte clare, păi spuneți-ne care am sunt. Am să vin. Dacă acuși mă fac aceste declarații, deja o să pregătească băieții și să apere construcțiile. Credeți-mă că o să fie. Da. Poftim. Deci în prima lună veți demola trei construcții. Am zis că dacă... Nu, dacă se continuă în asemenea fel. Mm-mm. Da, așa nu. A fost. Nu, domnule Ceban, stați un pic. S-a auzit foarte clar. Da, despre ceea ce se întâmplă în Parlament. Noi avem toată dezbaterea și este publică și se poate fi ascultată. Eu am ascultat-o astăzi de două ori și prima dezbatere și a doua dezbatere. Și mi-a apărut această întrebare pentru a treia oară, pentru că n-ați spus numai la noi, dar ați mai spus, înseamnă că și alți colegi vă vor întreba cu siguranță. Odată ce ați făcut această promisiune, în timp foarte clar, în prima lună, înseamnă că știți foarte clar despre ce este vorba și nu ați condiționat. N-ați spus dacă, nu știu ce. Lorena. Eu vreau ca să fiu foarte explicit. Am zis, eu îmi doresc o relație corectă cu constructorul. Asta înseamnă că noi toți construim ca să dezvoltăm orașul, dar nu cu tot ce s-a întâmplat până acum cu aceste peste 2000 de construcții neautorizate. Și am trei nivele de intervenție. Când am spus dacă nu voi găsi limbă comună cu ei, voi demola primele trei construcții în parcuri. Da. Sorry, acest dacă nu a fost? Ba da, a fost. Vă spun, nu știu dacă exact la dumneavoastră m-am exprimat așa, domnule, dar în conferință... Noi avem dezbaterea. O găsiți pe site-ul în profunzime. După emisiunea aceasta, când veți avea timp să o ascultați, data viitoare, cu siguranță, vom lua tot fragmentul, ca să nu pierdem acum timp, okay. Și să știți că eu consider că dumneavoastră nu ați vrut să răspundeți la această întrebare. Mizez pe faptul că o să amendăm legislația și o să intervenim foarte clar în această privință. Iar da. Dacă nu... Voi demola trei construcții pe care le veți afla mai dacă târziu. Dacă nu, deja mesajul este altfel. Eu am făcut în conferință de presă separat. Da. Pentru atunci când am prezentat raportul pentru aceste 200 de construcții la Valea Trandafirilor, în fața restaurantului Doina, un exemplu. Uh-huh. Un exemplu unde stă gardul de protecție în prezent. Da. Un exemplu din cele mai multe care sunt. Și atunci am zis, eu îmi doresc o relație corectă. Chiar dacă va fi astăzi instanța de judecată, ultima instanță, să admită construcția din Valea Trandafirilor, acele 24 de etaje de dată pe urmă, modificat la 11 etaje, eu nu voi admite. Certificat de urbanism nu va primi. Chiar dacă o să mă oblige instanța de judecată. A demola și a nu... Și a demola, pentru că acolo este ce de demolat. Sunt lucruri diferite. Da.
Da, să știți că avem de partea noastră un lucru foarte important. Ceea ce se spune în spațiul public rămâne. Că astăzi este măria sa internetul și putem să ne uităm acolo. Dar Alina, să știți că nu avem vreme ca să ne oprim. Da, eu știu foarte bine de unde a venit această idee, inclusiv cu aceste trei construcții. Anume acea conferință când am prezentat raportul pe dezastru care se întâmplă în domeniul construcțiilor. 200 de construcții analizate în ultima jumătate de an. Concepția de dezvoltare urbană. Când? Jumate de an. Planul urbanistic general. Când? Este inadmisibil ca să nu avem așa ceva. Un an și jumătate. Deci, un an jumătate. După asta batem la ușă, să știți. Bateți la ușă. Da. Și cel zonal? Care anume din ele? Zonale sunt multe. Urbanistic zonal, despre care vorbeați dumneavoastră, referindu-vă la aceste construcții neautorizate și spuneați că... Noi am vorbit despre următoarele lucruri. Concepția de dezvoltare durabilă. Da. Acum se lucrează cu o companie din Germania și o companie din Federația Rusă. De fapt, este un consorțiu. Jumătate de an. Eu cred că mai devreme. Da. Dar am zis jumătate de an, pentru că așa e fixat la mine în program. Da. În baza acestor megadate, pentru că ce este de fapt concepția de dezvoltare durabilă? Acolo sunt multe date. Adevărat, da. Sunt modelate aceste date și ele stau la baza planului general urbanistic. Da. Nou, pe care îl vrem cu un arhitect vizionar în această privință. Da. Într-un an jumătate să-l avem. Într-un an și jumătate. Îl așteptăm cu toții, pentru că de el depinde foarte mult ceea ce privește Chișinăul. După care am luat planul de mobilitate urbană durabilă. Da. Asta este a treilea document conceptual pe care ne-l propunem să-l elaborăm în 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate, da. Acolo este vorba despre toată infrastructura rutieră, cum o vedem în dezvoltare, toată infrastructura pietonală, parcările, bicicliștii, toți. Da, 2 ani și jumătate aici. Da. Ok, noi am notat tot. Concepția de dezvoltare a zonei centru. Acum, noi avem puzul pentru zona centru, dar avem foarte mult obiecții la el. Pentru că eu consider și colegii mei consideră că trebuie să avem o abordare un pic mai vizionară, pentru că ea este prea tehnică în prezent. Iar noi vrem să înglobăm aici și opțiunile legate de dezvoltarea zonei istorice, propriu zis, conectate la turism. Da. Eu cred că noi trebuie să scurtăm din răspunsuri și din întrebări la fel, pentru că timpul se scurge foarte repede. Mai aveam ceva tot de la dezbateri, ca să nu scăpăm asta, că avem niște promisiuni acolo, tichetare electronică. Haideți să vedem repede și această promisiune. Când și dacă se va renunța la gherete? Aceste gherete este necesar să fie, pentru că avem nevoie de gherete de apă, presă, produse alimentare, dar ele trebuie să aibă o singură viziune din punct de vedere estetic cum arată. Așa. Și amplasamentele foarte corect elaborate împreună cu specialiștii în domeniu. Dacă și în cât timp vom trece la etichetare electronică? În jumătate de an putem pune în aplicare acest proiect. În vigoare și vom avea rămâne așa în ceva vigoare. În jumătate de an în transportul public, ca să nu mai umblăm cu bilete care nu sunt contabilizate și nu... Da? Și aici e buba cea mare în ceea ce ține de finanțare, propriu-zis, în casările care sunt... Corect. De fapt, ca să știți că noi de 3 ani insistăm și colegii mei, în special Nichita Țurcan, Gai Gvartanean, ei au fost la baza acestui proiect cu tichetarea electronică, care s-a propus în 2012, s-a uitat în 2013, reluat de colegii noștri, dar s-a împotmălit la nivel de executiv atunci când s-a elaborat sarcina tehnică. Sarcina tehnică este achizițiile. În principiu le putem face. Deci aveți șansa ca să faceți curățenie în acest domeniu. Nu s-a vrut. Nu s-a vrut. Ok. Gheretele, înțeleg că am văzut ce ați spus la dezbateri. Spunea cineva că s-a dat dispoziție ca cele din Parcul Central să fie evacuate. Ele sunt sezoniere. Acolo a fost o dispoziție a domnului Codreanu în luna mai. Și ele așa s-au întors, pentru că de fapt au fost evacuate toate anterior. Și nu vor mai fi amplasate.
Noi avem nevoie de ghirete. Eu reiterez ceea ce am spus. Uh-huh. Apă, produse alimentare, dar ele trebuie să fie localizate, nu trebuie să arate pe striți una peste alta, trebuie să aibă o singură... Deci toate ghiretele din oraș vor arăta la fel? Eu îmi doresc acest lucru, dar evident că nu o să fie peste noapte. Da. Dar în mod normal, așa ar fi bine. Stațiile de așteptare, troleu, autobuz, maxi, taxi și gheretele ar fi bine să le avem. Sunt patru standarde în marea majoritate a capitalilor. Ele sunt de gherete estetic pentru a produse alimentare, apă și băutură curitoare, presă și deja acolo... Tutun. Tutun nu avem nevoie. Nu. Ok. Oh, spune un fumător. Dumneavoastră sunteți fumător. Haideți să nu discutăm acest lucru aici. Păi nu, păi vedeți că s-ar putea să spuneți în curând că vă lăsați și toată lumea să aprecieze. Așa, încă ceva. Pentru că vreau să intrăm și cu domnul Vasile Botnaru, dar aș vrut transport public, drumuri, ambuteiaje, parcări, stații de epurare, proiectele mari și deosebit de dificile pe care oamenii le așteaptă de multă vreme, trotuarele care sunt stricate, blocurile care arată cum arată și trebuie termoizolate și era un proiect în primărie, cu înțeleg că și bani se găsiseră pentru asta. Sunt 23 de milioane, dar sunt niște condiții mai specifice în ceea ce ține de procentul bancar. Noi am vrut, pentru că sunt pentru instituțiile sociale, noi o să ne întâlnim săptămâna viitoare, probabil, cu Berdu și BIU, și o să discutăm, pentru că a fost o stagnare în acest proiect, este vorba despre 22 de instituții sociale, preponderent, nu e vorba despre blocuri, licee, instituții medicale, pentru ceea ce există deja finanțare, dar dumneavoastră ați spus că oricum finanțare veți avea, vom avea. Atâția bani ați spus aseară că am rămas cu gândul că noi vom putea cheltui, probabil? Nu, trebuie să cheltuim cu apă. Așa, foarte bine. Dar când în oraș, când scăpăm de mirosul neplăcut din oraș? Eu îmi doresc ca să nu existe această problemă până la vară și eu o să fac tot posibil să rezolvăm. Pentru că bani sunt. Bani sunt. Iarăși, dumneavoastră, lucrările... când ne dați aceste termene, eu mă uit cu mare, cu maximă seriozitate și știți de ce? Pentru că dumneavoastră veniți din Consiliul Municipal. Dumneavoastră cunoașteți din interior problemele, posibilitățile de a le rezolva și de asta vreau să cred că ceea ce ne spuneți acum va deveni realitate. Eu nu vreau să mai miros urât. Nu, nimeni nu-și dorește. Să respire acest miros urât. Înseamnă că dumneavoastră, până la vară, rezolvați această problemă? Vă spun care este problema. Deci, astăzi noi avem 8 colectoare la stație de epurare, dintre care 2 funcționează. Celelalte au fost luate în lucru, dar s-a intervenit pentru a face ceva acolo și ele nu sunt funcționale. Uh-huh. Deci, aici ar fi de intervenit, plus la... ce avem cu filtrarea, acolo sunt mai multe chestiuni și eu nu înțeleg de ce în condițiile în care noi avem 24 de milioane, 243 de mii de euro credit contractat și companii contractate și doar 6% de lucrări realizate în 3 ani de zile. Asta chiar nu pot să... Eu cred că asta este lipsă de responsabilitate. Cred și aici o să ne clarificăm. O să ne spuneți dumneavoastră de ce. Așteptăm și noi să vedem eu ce chiar s-a am întâmplat să vă invit, acolo până acum. Poate după ce ajung în birou de primar, una din ieșirile publice pe care o să fac în câteva săptămâni. O să mergem la stația de epurare și am să invit presa foarte clar să fie clar de ce se întâmplă și ce trebuie de făcut acolo. Da, șoseaua de centură, la fel, parcare, dumneavoastră ați făcut niște promisiuni foarte, cum să vă spun, generoase în campania electorală și tare mult vrem să vedem... Cu șoseaua de centură am zis, trebuie să vedem care este și poziția guvernului, pentru că ea este utilă pentru toată lumea și bună pentru țară, nu doar pentru Chișinău. Și este vorba de un proiect cu o finanțare foarte mare, 202 milioane minimum, de euro pentru acești 62 de kilometri. Păi și dacă guvernul acum nu... Nu. Trebuie să înțelegem că dacă guvernul nu, atunci noi mergem pe cont propriu și... Adică dumneavoastră oricum găsiți bani și veți face acest proiect. Da, eu cred că noi... Am zis că în varianta pesimistă noi examinăm perioada. Deci un an și jumătate să finalizăm proiectul. Da. Și paralel căutăm... avem deja unele înțelegeri, dar căutăm suplimentar să vedem care ar fi cele mai bune condiții pentru atragerea banilor aceștia. Da, parcare?
Ce concret la parcare? Și ziceam, un an, și jumătate pentru proiect, dacă dați voie să finalizez. Și varianta optimistă, 3-5 ani pentru finalizarea centurii. Da. O porțiune care vine adică pe... Adică s-ar putea să nu vă ajungă mandat. Este un mega proiect, probabil e cel mai mare proiect de infrastructură pentru Chișinău, de la independență încoace. Și țineți minte că la dezbatere discutam despre parcări, spuneați că la intrarea în oraș ar trebui să facem niște parcări. Da, asta ar fi mai ușor, dar trebuie să revedem toate nodurile. Noi nu avem nicio parcare civilizată în Chișinău. Noi nu putem plăti să lăsăm mașina civilizată undeva așa cum se întâmplă peste tot. Da, avem 114 parcări cu aproximativ, dar cu plată. Noi vorbim despre parcări publice. Parcările publice e o altă situație. Da, despre asta vorbim. Ele trebuie să pentru că să amenajăm astăzi o parcare la intrare în oraș, nu este o problemă. Avem teren. Nu avem transport public. Dar trebuie privită în complexitate, da. Pentru că trebuie ca de la această parcare să fie un transport sigur, confortabil, da. Cu un orar normal, să te ducă mai departe. Înseamnă că un mandat va ajunge pentru asta? Ajunge. Va ajunge? Da. Minunat. Așa. Intrăm acum cu domnul Vasile Botnaru, care așteaptă, iar noi trebuie să încheiem foarte repede emisiunea. Domnule Botnaru, bună seara! Aici vă ascultăm. M-ai lăsat cu două minute. Eu care aveam senzația că acum în sfârșit am să mă pot lăvăi și vorbi cu domnul Ceban mai generalist. Apropo de parcare, de ce hotelul Sibeco poate să încaseze bani pentru parcarea? Hai să nu facem publicitate, domnule Bonaru. Este un hotel în centrul capitalei, lângă cafeneaua Bucuță, apropo, deci, veți... hotelul poate să încaseze, dar primăria nu poate să încaseze bani pentru parcările din centru. Da, ascultăm. Ba da, poate. Cum nu poate? Păi de ce nu faci? De ce n-a făcut? Păi știți că ne-am potmolit cu proiectul celălalt și de fapt ăsta este și dosarul penal. Ok, trec de aici la următoarea întrebare. Este sau nu relația dumneavoastră cu Dorin Chirtoacă? E influențată de faptul că el a încercat să o concedeze pe doamna Eugenia Ceban, mama dumneavoastră. El așa că a concediat-o, nu a încercat. Da, a fost restabilit, a concediat-o. Da. Dacă... Este sau nu? E clară întrebarea. Este sau nu? Ce să fie? Păi, relația aceasta, aveți o problemă cu Chirtoacă specific. Pentru că va... N-am nicio problemă cu domnul Chirtoacă, cu excepția faptului că este învinuit pe acele două dosare. Am înțeles. Eu vreau totuși să vă întreb, ați învățat la Moscova, la Paris, la Berlin, la... Londra. Și la Londra. Nicăieri din aceste capitale nu există înghesuiala de la Chișinău. Și acolo pământul nu e mai ieftin, da? Cum se întâmplă că la Paris este posibil să avem larghețea asta, la Berlin e posibil, la Chișinău, deci numai în jurul guvernului și a președinției, o leacă e mai lărguț. Mai departe, trăim într-o chichineață. Dumneavoastră, cum credeți? De ce s-a întâmplat asta și cum poate fi reparat? S-a întâmplat din hăpsânia unor agenți economici, oameni, plus corupția care există la primărie. Spre mare regret, dar trebuie să recunoaștem, pentru că vă dau un simplu exemplu de ce s-au construit în interiorul curților, blocurilor de locuri sau pe teritoriul spațiilor verzi, cum este terenul... Sau pe terenul de joacă. Sau pe terenul de joacă. Pentru că cineva e responsabil, a transmis aceste terenuri. Pe urmă, ele de obicei ce se întâmplă? Ca să nu poți să dai de capăt, nici nu poți să-l întorci. Sunt vândute de câteva ori și deja dacă tranzacția de câteva ori e realizată... Cumpărător de bună credință. Cumpărător de bună credință și dacă, dacă îl iei înapoi, ajungi la cedul și ai pierdut și atunci îi dai și terenul și banii. Dar s-au băgat acolo, de exemplu, în zonele verzi e clar. Pentru că e frumos, pentru că... în zona parcului Dendrariu, acolo sunt trei construcții care una noi am oprit-o, două. Dar altele n-am putut să le oprim sau am intervenit. Deci acolo și astea vor fi pe lista aceea despre care spuneți. Sunt construcții finalizate în care trăiesc oamenii. Da, trebuie să luăm și publicitate, vă rog. Să vă spun de ce. Pentru că în această zonă sunt trase toate comunicațiile deja. Nu este nevoie să aduci apeduc, canalizare, gaz. Dar dacă te duci la extinsie în oraș, spre exemplu, pe Mircea cel Bătrân sau spre aeroport, costul metru pătrat este net mai mic, iar cheltuielile sunt mult mai mari. Am înțeles. Deci cadouri pentru băieții cei șmecheri. Ultima întrebare. Vă rog, vreau să vă întreb.
iarăși, din perspectivă, uitați-vă, toată lumea vorbește deja despre automobile fără șoferi, helicoptere, nu știu ce, dar noi continuăm să aducem mașini de 10 ani, ni sufocăm în gaze, motoare. Dumneavoastră, puteți să faceți un plan revoluționar, să încercăm totuși să gândim cu 20 de ani înainte ce o să fie. Electromobile și așa mai departe. Ca să știți, aceste trei documente pe care ne le propunem strategice să fie, ele vizează sau țintesc perioada anilor de până la 2042, ținând cont de toate tehnologiile noi care se dezvoltă. Dar până vorbim, evident că în paralel putem starta niște proiecte pilot în această privință și cu stații de alimentare pentru electromobile și multe alte chestiuni. Dar noi avem atâtea lucruri banale de făcut, care firesc ar trebui să ne se întâmple. Mă întrebați de mirosul urât, care de fapt ar... Da. Vă mulțumesc, domnule Botnaru. Dacă o să vă împotmoliți în lucruri concrete și o să rămâneți doar la ele, tinerii nu o să vă ierte asta. Nu, pentru nu, tinerii nu. Au de trăit peste 20 de ani în condiții da, de confort. Da, adevărat. Așa este. Corect. Vă mulțumesc mult, domnule Botnaru, și iertați-mă că v-am ținut atât de mult să așteptați și atât de puțin în emisie. Ne mai întâlnim. Dar joi vă luați revanșa. Vă mulțumesc mult. Noapte bună, publicitate, și ne întoarcem pentru că nu avem decât, mai avem câteva minute din emisiune. Da, continuăm. Vreau să vă mai întreb încă, să știți, mai am multe lucruri, dar avem și motiv să ne vedem. Ați promis oricum că veți fi deschis pentru presă. În momentul în care veți încheia un contract, da? Ce va scrie acolo? Încheiat în limbile română și engleză? Ne interesează ce limbă vorbește primarul? Limba pe care vorbim cu toți. Eu vorbesc limba română, dumneavoastră? Că o numim română, că o numim moldovenească. Nu, nu este chiar că o numim, că o numim. Ce limba vorbesc dumneavoastră? Eu vorbesc română, dumneavoastră? Eu am zis că eu o numesc moldovenească. O numiți, înțeleg, dar ce limbă vorbiți? E aceeași limbă. Așa, și eu, în contractele pe care le veți încheia și le veți semna, dacă are primarul o asemenea împuternicire, ce scrie? Cred că este important să vă vorbim corect și să scriem corect și... Noi avem două părți a societății care discută subiectele astea permanent. Eu îmi propun să-i uniți pe toți, nu avem aceste... Ia cătă că de câțiva ani lumea s-a obișnuit de când era chirtoacă primar. Deja, știți că sunt trei mari sărbători pe care le vedeam noi la primărie, hramul orașului, limba noastră cea română, inaugurarea bradului de Crăciun, că în ultima perioadă și guvernul și-a luat o parte din asta. Păi, întrebarea mea este, iar ne întoarcem la limba noastră cea trei puncte? Haideți, eu chiar vreau ca noi să... Păi... Să ne unim aici eforturile. Adică să nu se cheme nici cum. Ce? Ba da. Da cum? Sunt oameni care o numesc română, sunt oameni care o numesc moldovenesc. Sărbătoarea cum să se numească? Păi limba noastră, e așa. Atât, se da. Limba noastră. Da. Așa, nu limba noastră cea română, cum era pe vremuri. Că așa e da, de la origini. Oficial e limba noastră limba cea română, noastră. De la origini era. Așa, mai e o săptămână până la Crăciun. Lăsați prerogativa guvernului de a face... E una din chestiuni pe care am vrut să le discutăm cu doamna Sandu, ca să nu dublăm aici activitățile. Și eu cred că putem face așa ca în acest an să avem Moș Crăciun, care să ofere pe gratis fotografiile cu ei și cu o bomboană. Pentru că nu mi se părea normal când... un copil care are 50 de lei îi se dă această fotografie al celor care vrea să facă o poză cu... Dar cine o să plătească pe Moș Crăciun? Pe primărie? Să găsim. Noi am făcut, apropo, anul trecut când a fost șanțărț, când a fost această situație un pic mai deranjantă, după părerea mea, pentru că eu am asistat la o... la așa o situație, să zicem, când un copil avea și altă copil n-avea și alte... Și noi am făcut atunci două săptămâni de zile un maraton cu echipele noastre de tineri care s-au îmbrăcat în Moș Crăciun și au oferit pe gratis aceste fotografii. Bradul îl vedem la 1 decembrie ca de obicei sau mai da. Târziu? Da? Tot din 1 decembrie încep sărbătorile da. Ca în... E bine când să facem așa că, cum e peste tot și cum a fost, lumea s-a obișnuit. Ați văzut că în biroul primarului e și drapelul european.
Și la mine în birou este drapelul european. Deci el va rămâne acolo. Da, sigur. Că noi tocmai am văzut o declarație din 2014 pe care a pus-o colegul Călgureanu pe Facebook și aveați niște probleme cu orientarea. Eu am fost șef secretariatul integrării europene. Și atunci încrederea în UE era peste 80%. Așa, deci dumneavoastră, spre deosebire de domnul Dodon, totuși nu... nu pe domnul Dodon a scos drapelul de la președinție. O să rămână toate drapelele. Aici va rămâne. Și calitatea de membru al Partidului Socialiștilor... În momentul în care va fi validat mandatul, o voi suspenda. Da, pentru că nu o să pot efectiv să fac aceleași lucruri pe care le-am făcut până acum la partid. O să mă concentrez, cred că... Asta înseamnă că înțeleg că asta nu neapărat înseamnă că nu veți mai merge la partid să dați, să discutați cu ei și să primiți niște... Normal că o să merg. Niște pentru că este și întreaga fracțiune sugestii. Care e cea mai mare fracțiune și normal că o să merg. Sunt și deputații care trebuie să ne ajute pe foarte multe filiere. Dar știți că și domnul Dodon și-a suspendat calitatea de membru. Și totuși... Dacă să revenim la prima parte a emisiunii pe care am avut-o, da. Totuși funcția de președinte e un pic mult mai... Păi atunci nu trebuia să-și suspende calitatea de membru și atunci păi de ce a făcut? Acolo era o intervenție legală. Nu că, din păi câte bine, țin eu minte, bine, s-a intervenit în legislație pentru că... Păi adevărat, da. Păi dacă e o chestie așa numai pentru a pune văzut, eu trebuie să, pentru că legea, dar de fapt nu respect legea... Doamne Bogză, ideea este că eu chiar în partid am avut foarte multe activități pe care de obicei le fac și acum nu o să le pot face. Deci eu când vorbesc, îmi suspend calitatea de membru, o să merg să fac lucrurile la primărie să se întâmple aici, acum. Da, eu vă doresc succes, domnule Ceban, nu neapărat pentru dumneavoastră, cât pentru toți locuitorii capitale, pentru că dumneavoastră nu știu ce veți reuși să faceți și ce nu veți reuși, dar sunt convinsă că cei de acasă, indiferent că v-au votat sau nu, așteaptă ca să vă îndepliniți promisiunile și să livrați ceea ce ați spus cu atâta patos și cu atâtea cuvinte frumoase la dezbaterile electorale și nu numai, la întâlnirile cu alegătorii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă așteptăm aici. Sper să avem o relație bună. Da, o să avem o relație bună. Așa, minunat. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această ediție specială. Noi ne vedem joi cu alți invitați. Vă doresc o seară liniștită.